Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul nostru. Dacă am mai vorbit despre alimentație, astăzi vreau să vă motivez la un ceai din turmeric cu imbir. Este binevenit acum în sezonul rece de toamnă pentru a preveni bolile virale și pentru a ne întări imunitatea. Eu am folosit deci curcuma, o turmeric în formă de praf, o linguriță, deci nu o linguriță, dar a patra parte, un vârf de linguriță și imbir. Imbir nu am acum proaspăt, dar am folosit în praf. Mă scuzați. La fel, un vârf de linguriță. Voi puteți folosi, dacă aveți la moment, imbirul proaspăt și dacă aveți rădăcină de turmeric, la fel. Se dau pe rozătoare și la gustul fiecăruia. Am adăugat și miere bio, o linguriță, la fel după gust. Dar vreau să vă dau încă o rețetă care ar fi bine în cazul bolilor virale. Deci nu începeți cu antibiotice. Când aveți dureri de gât, sternut, eliminări din nas, deci când este o infecție virală, începeți cu ceaiurile naturiste. Puteți prepara deci, într-un castron, la jumătate de litru de apă, se adaugă jumătate de linguriță de ceai, jumătate de linguriță de turmeric, imbir, jumătate de linguriță, o bucățică, undeva jumătate de centimetru, 0,5 centimetri din piper, care se numește care. Fierbeți 5 minute. La solicitare puteți adăuga și scorțișoară. După ce ați fiert 5 minute la un foc micuț, strecurați și beți câte a treia parte din pahar, de 2-3 ori în zi, ca o varietate. Dacă aveți alergie la care, la miere sau la orice ingredient expus în această prezentare, nu vă recomand să o folosiți. Limitați-vă doar la ingredientele care le suportați bine. Sau consultați-vă cu medicul dacă aveți probleme mai serioase. Cât timp luăm acest ceai? Iată, ceai pur și simplu cu turmeric și imbir. Puteți să luați o dată sau de 2 ori în zi, cu scop profilactic, timp de 2 săptămâni, apoi pauză 1 săptămână, iarăși 2 săptămâni, apoi pauză și așa repetăm de 3 ori. Sau luați timp de 21 de zile, cu pauză terapeutică, sau chiar o lună jumate, constant, deci permanent, luați ceaiul ca o cură profilactică pentru prevenirea bolilor virale sau pentru mărirea imunității, întărirea imunității, mai bine zis. Mie îmi place acest ceai, este aromat, este delicios, dar vreau să vă mai amintesc, pentru prevenirea bolilor virale, nu uitați să luați și vitamina C. Vitamina C în capsule, în pastile, sau faceți accent la produsele care conțin vitamina C. În special, varza murată conține foarte multă vitamina C, o cantitate mare de vitamina C. Și vitamina D, un imunomodulator minunat.
Dacă voi aveți sugestii pentru comunitate, poate cunoașteți rețete naturiste care noi nu le cunoaștem, scrieți-vă rog în comentarii. Vă mai propun în acest clipuleț să urmăriți cum se prepară o rețetă antivirală, antibacterială, un antibiotic natural și cei care au folosit această rețetă și au avut efecte, la fel vă rog să scriți în comentarii. Lucru pentru care vă mulțumesc. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc multă, multă sănătate, folosind metode naturiste, factorii naturali pentru sănătate și frumusețe. La revedere, cu drag de voi!